Uite așa, să stăm exact ca două gemene, știi? Să ne facă iar încep. Probabil da. Încearcă să aducă aminte de respectatorilor noștri că noi gemeni frumoși avem pe Instagram, pe pagina noastră, Teo Show, un canal Trebuie de România. Trebuie să fie cineva deștept și de emisiunea asta, bravo. Te-ai prins. Și pe lângă faptul că avem gemeni pe Instagram, de toate vârstele, de toate culorile, de toate mici, mari, am ales vreo trei perechi pe care le prezentăm un pic mai încolo. Nu mă nebuni, Nicolin. Ai făcut tu toate astea în weekend? Bă, dacă muncesc, mă, sunt un om muncitor. Uite cum sunt. Bă, tu ai promis de vineri, dar am zis am că poate este un weekend. Bătucite, mă, bătucite de muncă. Și pentru că veni vorba despre gemeni, eu sunt în zodia gemenilor. Și Liliana și Violeta Geapără sunt gemeni între ele. Gemenele noastre frumoase care pretind că nu sunt identice, deși semănați între voi într-un hal fără de hal. Ne despart 15 minute, dar pot să spun că e sufletul meu geam. Care e cea mai mare? Eu sunt cea mai mare. Și având în vedere 15 minute. Și ai bătut-o pe sora ta pe tema asta? Da. Vezi că eu sunt mai în mare? În copilărie, da. Eu ca tine am fost, tu ca mine nu. Voi vă simțiți una pe cealaltă așa cum numai gemenii pot. Așa este, e relație mai specială. Sigur, frate și soră, e într-adevăr, să ai un frate sau o soră pe lume este un lucru extraordinar. Dar să ai o soră geamănă este și mai fără. Ne simțim întotdeauna. Una dintre voi a avut la un moment dat un accident. Da, eu. Tu. Da, eram la sfârșitul conservatorului și ea a simțit lucrul acesta. Și a sunat-o pe mama și a spus ce s-a întâmplat cu sorela mea. Se simțea. Într-adevăr, simțea lucrul acesta. În cazul acela, dar am trecut. Totul s-a rezolvat. În liceu, fetele semănau atât de bine, încât în momentul în care una dintre ele nu știa bine răspunsul, putea elaltă să se bage un pic, că nu prea se... Așa că, după părerea noastră, sunteți destul de apropiate. Da, mă, și mie trebuia un frate de ăsta în liceu. De ce să... din liceu, ei nu-i plăcea matematica. Eu mă pricepeam mai bine la matematică și la restul științelor exacte și ne completam. Ea copia de la mine, eu copiam de la ea când, nu știu. Semănam foarte bine în liceu. Eram îmbrăcate la fel, ne tundeam la fel. Noi nu semănăm, dar facem la fel, eu copiez tot după ea. Dar nu vă deranja faptul că părinții vă îmbrăcau la fel? Că sunt gemeni pe care îi deranjează chestia asta. Până la un moment dat nu ne deranja, că nu ne dădeam seama despre ce este vorba. Însă când am început să avem... personalitate proprie. Sigur că da, atunci am început să ne îmbrăcăm. De prin clasa 12. Da. Foarte bine. Cine a decis să vă îmbrăcați astăzi așa? Astăzi, pentru că suntem gemeni și că reprezentăm Dobrogea, am zis să îmbrăcăm costumul. Cine a zis că asta e? Că n-a zis, am... zis. Asta. Bravo. Eu cea mai mare ia decizia dintre de costume. Fetelor, succes. Mulțumim din suflet. Mulțumim mult. Liliana și Violeta. Să cântăm.